Sunt alături de Sergiu Mircea, Marketing Communication și PR Director la Banca Transilvania, unul dintre brandurile care se implică în podcasting și care susține acest fenomen în România. Sergiu, voiam să te întreb pentru început, pe ce platforme sociale și pe ce canale social media sunteți voi prezenți în acest moment? Hei, salut Cristi, mă bucur că sunt alături de voi. Bună tuturor! Da, legat de social media, cred că suntem în principiu cam peste tot, mai puțin pe TikTok. În sensul că avem o prezență puternică și ne mândrim cu asta pe Facebook, evident. Am fost printre primele bănci sau prima bancă care am fost pe Insta. Suntem pe LinkedIn, pe Twitter, adică suntem peste tot, avem blog, avem podcast. Deci, cred că social media e cât de cât o înțelegem și cumva aici e o parte interesantă care pe noi ca și oameni care lucrăm, și noi suntem niște oameni care lucrăm aici în echipa noastră și cumva pe noi ne motivează ideea asta că în general, atunci când vorbim de marketing sau în marketing, banking-ul e așa un fel de cenușireasă și toată lumea cumva zicea în trecut, băi, da, sunteți foarte ok pentru o bancă, sunteți cei mai buni ca și din domeniul ăsta, pentru o bancă sunteți chiar mega neașteptat, surprinzător, parcă n-ați fi bancă. Și cumva asta pentru noi ne motivează, zicem, băi, ok, noi nu suntem în categoria asta, pentru că din punct de vedere al consumatorului, cred că în momentul de față, clienții nu se mai uită neapărat la categoria. Adică tu ai un portofoliu de branduri cu care lucrezi, un portofoliu limitat de branduri pe care poți să le iubești și pe care poți să și cu care le folosești cu plăcere și le folosești zi de zi. Și nu te mai uiți neapărat în categorie, adică vreau să BT concurează cu XYZ, BT concurează cu ING, nu? Adică BT concurează pentru atenția userilor, pentru atenția clienților noștri cu branduri din alte categorii, cu Kaufland, cu Lidl, cu Antol. Deci din punctul ăsta de vedere, noi nu e ca și un fel de obiectiv, e un silver lining pentru noi să nu fim să nu ne comparăm neapărat cu categoria noastră, care sigur, tradițional, categoria de banking nu e o categorie care să exceleze prin niște inovații foarte, foarte strong în marketing sau cu un drive. E o categorie reglementată, sunt alte drivere ale performanței decât drivere de coolness, ca să zic așa, și de inovații. De-aia noi vrem să ieșim din, sau noi ne considerăm ieșiți din categoria noastră de mai mult timp. Deci, în social media, aici suntem, cred că suntem ok pentru categoria noastră. Voiam să te întreb în tot acest mix, cum integrați voi podcastul? Care este rolul podcastului în mixul ăsta de canale sociale? Sincer, eu nu m-aș uita neapărat la, adică ne uităm la canale, dar mă uit la conținut. Tu ca și brand generezi conținut. Dacă vrei să fii relevant, vrei să fii alături de client, în primul rând trebuie să fii probabil autentic, să fii bine intenționat, să vrei să faci treabă bună pentru clientul tău, să vrei să fii alături lângă el. Apoi trebuie să fii autentic și apoi trebuie să generezi în tot journey-ul tău cu clientul niște conținut care să fie foarte ok. Și asta trebuie să facă probabil toți oamenii din companie, adică inclusiv oamenii care lucrează în unități, oamenii care lucrează în call center, oamenii care lucrează în, I don't know, în divizia de IT și interacționează sub o formă sau alta cu clienții, generează o formă de conținut. Pentru noi, social media și podcast-ul și tot ceea ce facem în partea de marketing e o oportunitate de a genera conținut. Generăm conținut. Mai departe, el poate să se integreze transversal prin diverse modalități, adică podcastul îl poți împinge către client, îl poți arăta conținutul care l-ai creat într-un podcast prin diverse canale. Poți să pui cut-uri pe LinkedIn, poți să pui cut-uri pe Insta, poți să-l trimiți clienților dacă vrei pe newsletter, poți să faci engagement cu staff-ul, cu colegii, să se simtă și ei mândri că fac parte din povestea asta.
Dar important este să generezi un conținut bun, un conținut care să fie autentic, care să fie potrivit brandului, adică care să se integreze natural acolo, și conținutul ăsta să-l pui pe piață ca să fie și auzit. Adică e important să ai un conținut bun, dar e important și să-l audă sau să audă, să-l vadă, să-l vadă oamenii. Ce v-a determinat să faceți un podcast? Pentru că voi aveți două abordări în podcasting. Sunteți producător de podcast, creator de podcast și susținător de podcast. Dar ce v-a determinat să creați un podcast? E absolut, din punctul nostru de vedere, e absolut clar că vom vedea vedem o creștere fulminantă a conținutului audio. Vedem că se întâmplă modele noi de business sau modele noi de a intra pe piață. Am găsit, eu de obicei, ca să dau un exemplu, prefer să citesc cărțile pe tabletă. Le iau pe Kindle sau pe Apple Book și le citesc acolo. În special și pentru că vrei acest instant gratification, ai descoperit un titlu, vrei să-l citești atunci când vrei să mai aștepți 2 săptămâni până îți vine cartea din America. Și ultima oară când am găsit o carte de un autor francez care doar acum în 20 iunie a fost tradusă în engleză, cartea nu e disponibilă în Kindle sau în Apple Books, dar e disponibilă pe Audible. Deci vedem o creștere foarte mare a conținutului audio. E clar că asta, în momentul în care ai niște giganți care au o putere de a împinge produse foarte, foarte bine, vei vedea o adopție incredibilă. Adică în momentul ăsta cartea respectivă probabil și-o dorește multă lume. E disponibilă doar pe Audible. Eu am de ales, ori stau 2 săptămâni să o primesc în format fizic, ori încep să o ascult acum pe Audible. Și voi începe să ascult conținut audio chiar dacă până acum nu am fost fan sau cumva aveam o reținere. Sau tot așa eram într-o zi, cred că veneam din vacanță și eram captiv de vreo 12 ore în mașină și mi-am dat seama că de fapt pe CarPlay-ul, pe modelul de CarPlay de la mașină, pe care cred că 90% din mașini îl împing acum, formatul de podcast de audio este împins în acel first screen de 6 iconuri. Astea sunt lucruri care aduc o adopție accelerată a unui format sau unui standard. Interesant, o să mă uit și eu, dar când ies data viitoare din casă, o dată pe săptămână. Cum ați poziționat voi podcastul vostru? Adică voi aveți un mix interesant acolo de conținut, o să las pe tine să ne spui, și cred că fiecare podcast trebuie să aibă o poziționare, trebuie să aibă un mix de conținut care să spună clar despre producția în sine, ce are de zis, despre ce este vorba în el și cui se adresează. Cum v-ați poziționat voi? Am pivotat destul de mult, să știi, adică deși suntem young sau e un proiect recent, am pivotat deja de câteva ori. Inițial ne-am gândit la un conținut mai degrabă, să zic așa, cu temă financiară, adică cumva să ne facem, să pornim în cercul concentrice de la obiect, de la ce ne pricepe mai bine. Am avut un un facilitator sau un moderator care venea din zona asta și cumva am vrut să dăm o voce unor opinii foarte pertinente care le aveam din bancă sau din rândul, să zic, apropiaților noștri, dar care cumva erau în zona economică, financiară. Și apoi am pivotat destul de rapid după primele două episoade, inclusiv prin schimbarea moderatorului, într-o zonă, să zic așa, mai degrabă urbană și de a produce un conținut de la modă, mai degrabă un conținut care să fie pe trend, dar care să îndeplinească un criteriu de bază care noi la care noi ne raportăm cu el tot timpul. We stand for something, adică să aibă ceva de spus la modul real, nu să fie, să zic așa, flower power. În momentul de față, facilitatorul
e Andy Moisescu, și a avut invitați care pot să inspire oamenii într-un domeniu sau un altul. Adică pe mine, de exemplu, la modul personal m-a inspirat, deși îl știu pe cel care era în podcast, pe regizorul Radu Muntean, îl știu de probabil 15 ani. În momentul în care am ascultat podcastul cu el, data înregistrat, păi mi-a plăcut. Și mi-a plăcut la modul la care l-am trimis la foarte mulți prieteni și discutam pe bucăți, la minutul ăla, uite ce a zis. Adică cumva a fost ceva surprinzător și din care cred că pe un anumit domeniu și oameni care nu l-auziseră pe rad niciodată sau auziseră, știau că există, dar nu l-au ascultat niciodată, au avut ceva de învățat la nivelul, ceva de auzit, ceva surprinzător și care să... Și care să rețină. Cumva asta e zona în care suntem acum. Am avut inclusiv, de exemplu, invitat în podcast pe Bogdan Marișca, care e campion național de raliu, dar el a vorbit foarte mult de responsabilitate la volan, pentru că are emisiuni și e cumva un lider de opinie în zona responsabilității la volan și ce facem ca să nu avem accidente, să nu avem victime pe șosele. Adică cumva ne învârtim în cercul prietenilor sau apropiaților brandului care deja sunt asociați și poziționați în relația cu banca și banca și prin urmare lucrurile vin natural, adică nu are podcastul o poziționare distinctă, radical distinctă față de bănci, ci mai degrabă extinde poziționarea existentă. Ce aș mai putea să ascult eu dacă n-am fost niciodată pe pagina voastră? Interesant este că voi aveți pagină de podcasting chiar pe site-ul Băncii, corect? Da. În același timp aveți și prezența pe cel puțin 3 platforme, pe Google, Apple și pe Spotify, unde probabil este toată lumea. Pe cine altcineva aș putea să găsesc acolo dacă prima dată aud de podcastul vostru? Păi, ziceam, poți să-l asculți pe Radu, poți să-l asculți pe, de exemplu, am avut, cred că chiar la începutul contextului nefericit prin care am trecut, l-am avut pe Alin Ușeriu, care e, mă rog, fondatorul Tășuleața, un ONG. Cred că știe toată lumea, că știe toată lumea ce au făcut ei. Toată lumea, cu care noi plantăm, cu care noi am plantat an la rând cea mai mare inițiativă privată de împădurire, Pădurea Transilvania. Am avut-o pe Simona Halep, de exemplu, care a discutat tot așa cu Andy Moisescu și a fost foarte, foarte savuros. Nu știu dacă e savuros. O vezi la televizor, pe teren, foarte concentrată, foarte serioasă. Dar avea un debit acolo și vorbea și spunea. Da, deci da. Un ritm, nu știu dacă Andy... a fost, a pregătit-o. Andy vorbea așa mai calm, mai... cum e Andy? Dar ea dădea sufletul în podcast, cum îi dădea pe teren. A fost o experiență de audiție foarte, foarte interesantă. Eram într-un weekend, exact, cred că de-abia apăruse și stăteam și nu-l mai lăsai, știi, ca o carte pe care nu vrei să o lași din mână, așa nu lăsai căștile din ureca sau nu, să vezi cât de multă energie poate să transmită, da. Da, și eu ne-am și avut așteptări și ne bucurăm că s-a întâmplat așa, că un podcast cu persoane de genul celor de care ziceam au potențialul să aducă oameni noi în poză. Adică am zis ok, aș spera ca la Simona Halep, de exemplu, 50% din cei care ascultă pentru prima oară un podcast și după aceea ei, o parte dintre ei rămân un fenomen și se duc și ascultă mai departe. O să lansăm, cred că astăzi, zilele astea o să lansăm cu Bogdan Buta, care e, mă rog, fondatorul și directorul festivalului Untold și care are multe de zis în perioada asta despre, cred că un exemplu de reziliență a unui business și ce faci când business-ul, mă rog, e pressured în cel mai... Într-adevăr. Dar cumva acolo am vrut să săpăm și în zona asta a arăta că am auzit într-un interviu cu el, am citit într-un interviu cu el de fapt acum câțiva ani, o idee foarte interesantă și care ne-a rămas în minte și tot timpul am dezbătut-o, aceea că
avantajul când faci un lucru mare, când faci un, și când gândești mare, cu aceleași resurse poți să faci o chestie de 100 sau de, sau de 1000 de ori mai mare. Adică eu le ziceam în interviul respectiv un exemplu, una e, ar fi consumat exact aceleași resurse, ar fi consumat tot un an sau 9 luni să organizeze un festival cu 5000 de oameni ca și unul cu 400.000 de oameni. Și a zis, ok, atunci hai să facem pe cel cu 400.000 de oameni și să facem cel mai mare din Europa. Deci cumva am vrut să pivotăm și în jurul ideea astea. Deci cumva de multe ori ne legăm de idei din astea care le prindem într-un alt tip de conținut și vrem să le scoatem în față. Deci cumva din zona asta e conținutul. Chiar așteptăm, deci dacă cei care ne ascultă au idei, pot să ne scrie. Corect. Cum a fost primit podcastul? Ce reacții ați primit? Reacțiile, adică eu cred că reacțiile au fost mai degrabă granulare. Am avut reacții, nu știu să fi primit și la modul foarte sincer să fi avut o reacție entuziastă din piață la ideea de podcast, pentru că ideea de podcast e cum am zis, chiar dacă băncile nu aveau poate atunci sau erau proiecte marginale, în alte companii aveau și cumva oamenii te compară cu ce face piața, nu ce fac băncile, dar au fost reacții foarte bune. Am primit reacții din piață, în sensul că s-au bucurat jucători din piață care erau pe podcast, au zis ok, ne bucurăm că vine cineva care are potențial, care are mulți clienți, că asta așteaptă lumea de la noi, să împingem către formatul către clienții noștri. Ne bucurăm că a intrat cineva care are un brand mare cu mulți clienți, pentru că asta poate să ducă la ramp-up, la adopția sporită. Dar am avut reacții incredibile la episoade granulare. Adică, de exemplu, eu o să revin la episod, de exemplu, cu Radu, a fost incredibil. Adică pentru industria de advertising, erau niște insight-uri acolo de cum s-a transformat în ultimii 10-15 ani incredibile, pe care cineva care cumva am fost în industria asta, dar multe lucruri le mai uit și bine așa din când să-ți mai readuc aminte, dar inclusiv pentru cei care intră acum în industrie să audă insight-uri de genul ăsta, e ceva foarte bun. Deci cumva am avut feedback granular foarte mișto, de eu cred că forța oricărui brand și forța oricărui proiect de podcast constă în această capacitate de a face mereu lucruri, de a fi relevant. Adică cumva tu ești ca și într-un serial. Într-un serial în care dacă audiența ta se va duce în jos, la un moment dat producătorul va veni și va zice, guys, nu performăm, îl închidem, omorâm actorul principal. Și cumva asta e mișto la podcast, că tu va trebui să fii atent la fiecare episod, să livrezi și să fii în piață cu cifre, cu conținut, astfel încât să justifice existența. V-ați pus un obiectiv cu număr de ascultători, nu știu, un target, ca să vorbim în termen de marketing? Ne-am pus, dar nu aș putea să spun că e același target. De exemplu, zic că cumva ideea de la care am pornit în multe inițiative pe care le-am făcut, am lucrat mult pe București, de exemplu, cu colega mea, Luca Zega, pe care cred că o știi, o știe multă lume. Am lucrat pornind de la ideea că nu în advertising, în marketing, nu toată lumea e la fel. Adică dacă tu reușești să fii aproape sau să convingi un micro-influencer, un om care e foarte bine conectat în industria lui, câștigi mult mai mult decât dacă, de exemplu, câștigi oameni care nu au un network la fel de puternic. Și asta e și motivul pentru care, de exemplu, noi am investit și investim destul de mult în comunicarea cu industria creativă. Și atunci când lansezi un podcast, de exemplu, cu Radu, în care discută Andy cu Radu, nu te poți aștepta că va fi un podcast care va fi ascultat de 100.000 de oameni. Adică ar fi anormal să se întâmple lucrul ăsta. Și nici nu pot să spun asemenea obiectiv. Însă acei 3, 4, 5 mii de oameni care vor asculta un alt fel de podcast au potențialul de a împinge mesajul foarte departe, pentru că ei sunt oameni foarte bine conectați care, prin natura jobului lor, lucrează în industria creativă, într-o industrie care cumva influențează, apar la televizor, mă rog, au bloguri, pagini pe care comunică, ei împing mesajul mai departe. Evident, în momentul în care lansez un podcast cu Simona Halep,
sau orice formă de conținut cu Simona Halep, așteptarea ta e să fii la sute de mii sau milioane de oameni, pentru că ăsta este scopul. De fapt, vrei să inspiri o țară sau cât mai mulți oameni că se poate face treabă, că poți să fie povești de succes care se nasc de la firul ierbii, ca să zic așa. Da. Vreau să schimbăm un pic direcția, pentru că voi, cum spuneam la început, susțineți și o serie de podcasturi produse independent. Care sunt aceste podcasturi? Pe cine ați susținut și cum le-ați ales? Suntem în câteva proiecte foarte, foarte miștoși, oameni care sunt miștoși și care chiar cred că trebuie să se asculte tot mai multă lume. Suntem alături de Dragoș Tanca, de exemplu, suntem alături de Sergiu Biriș, suntem alături de Robert Catai. Vom susține acum un podcast de ficțiune, adică deja îl susținem, dar va fi anunțat în curând. Noi credem exact ceea ce ziceai tu și aici o să-ți furi ideea, scuză-mă pentru asta, dar o să duc mai departe. Vorbeam înainte, acum câteva zile, cumva apare ideea asta de conținut sau de creator de conținut, radio, podcast, TV, care sunt oameni well-established, specialiști într-un anumit domeniu și care au idei extrem de pertinente și acum își construiesc canalul prin care le împing mai departe. Și discutam de exemplu de Scott Galloway în America, care are un podcast foarte, foarte ascultat și acum a devenit ancoră la Vice TV. Deci cumva o persoană care are ceva de spus foarte puternic în zona de marketing, de educație, pentru că cumva el e foarte implicat în educație, fiind profesor universitar, și merge acum într-un reach mult mai broad, tocmai pentru că canalele moderne sau tehnologii, modul în care a evoluat distribuția, îi permite să facă asta. Și cumva asta am văzut și în România, adică voci ca și a lui Dragoș Tanca, ca și a lui Sergiu Biriș, ca și a lui Robert, trebuie să se audă. Adică sunt oameni care sunt well established într-un domeniu, au făcut ceva, au făcut așa, acum pot să-și împingă conținutul către un număr mult mai mare de oameni și asta e un lucru extraordinar. Da. Oricum sunt și printre cei mai cunoscuți și sunt și printre cei mai mari ambasadori ai podcastingului în România. Voiam însă să te întreb dacă există deschidere și către alte colaborări, dacă mai sunt alți producători, realizatori de podcasturi care ar putea să vină către voi cu idei, cu propuneri sau cu orice altceva ca să legați o colaborare. Clar, deci ideea asta, de exemplu, ideea asta de podcast de ficțiune pe care l-am ascultat, în care am intrat acum, e surprinzătoare, adică nu ne așteptam, doar că a venit ideea pe mail, am văzut, ne-a plăcut foarte mult. Am ascultat un episod, știu că vorbeam cu colegii mei atunci când am ascultat episodul de Turchia, am zis că mie mi-aduce aminte ideea asta de podcast de ficțiune, de teatru radiofonic. În sensul că acum 20 de ani, exact, îl vedeam pe taică-meu că a ascultat teatru radiofonic la radio și venea și îmi spunea, păi hai și tu și ascultă. Nu aveam evident preocupări și răbdare atunci și nu aveam aceleași gusturi. Doar ascultând episodul ăsta din podcast de ficțiune de care vorbim, păi am zis, da, are potențial, pentru că e un subiect, e real-time, e contextual, se poate produce ușor și why not? Hai să încercăm să fim acolo, să fim deschiși la ideea asta de ceva nou, pentru că ar putea să fie a big thing. De final, o ultimă întrebare și îți mulțumesc mult pentru toate insight-urile și tot ce ne-ai împărtășit. Ce sfat ai da unui alt brand din orice altă industrie care vrea să intre în podcast? Care ar fi insight-ul? Care ar fi recomandarea pe care ai face-o? Eu aș zice să o facă, adică aș zice să o facă acum, pentru că încă e un domeniu care e investigat, să zic așa, e tap, dar nu e neapărat ocupat și ar putea să fie ceva mare acolo. Adică noi credem că va fi ceva mare, ar putea să fie ceva mare. Sfat pe care l-aș avea ar fi să încerce să fie autentic, adică cumva ar trebui să folosească, cel puțin asta credem noi, să folosească identitatea, ADN-ul brandului așa cum e el acum și să-l extindă într-o zonă nouă. Adică, de exemplu, dacă ei până acum mai degrabă nu erau genul de oameni care ar fi ieșit în zona asta cu
adică să nu meargă într-o zonă în care nu sunt autentici deloc, să ia un facilitator care nu i-ar reprezenta, ci mai degrabă să meargă poate într-un prieten al brandului, să-l ia pe el și să-l ducă în zona de potes, chiar dacă el nu a făcut asta până acum. Și probabil că un alt lucru pe care l-aș recomanda este să se gândească bine dacă pot să facă conținut propriu, pentru că e o bătălie grea și va trebui să aloce multe resurse dincolo de bani, e vorba de timp, foarte mult de focus, sau mai degrabă se duc și susțin un produs deja well established, care e un produs de succes, și fac acolo ceva, nu neapărat să fie un insert, adică nu trebuie să fie cea clasic, ci poate să fie ceva mult mai inovativ, pentru că dacă te duci în prima direcție, va consuma foarte mult timp și trebuie să fii focusat și să te gândești mult timp că vrei să fii acolo ala lor. Sergiu, îți mulțumesc mult pentru că ai fost alături de noi. Noi o să continuăm podcast. Sper să ne vedem și în viața reală nou, pentru că așteptăm cu toții să ne vedem chiar la conferințe, la evenimente, la Antol, la TIF, la Cluj, la București și așa mai departe. O zi faină să avem în continuare. Mersi mult!